Bună seara, sunteți la Talk News, doamnelor, domnilor, de la ora 20 la ora 22. Dezbatem alături de realizatorii Prima News principalele subiecte ale săptămânii. Pe prima oră, Sebastian Zagman a rămas de la România Politică. Salutare, Sebastian. Salutare. Încă o oră de dus, probabil ai abordat și subiectul, unele dintre subiectele. Aștept rezultatele din coaliție. Da. Dacă este fum alb. Costi Mocanu, realizatorul emisiunii. Salut, Proiect de Țară România. Salutare. Constantin Rudnitski, colegul nostru de la Profit News TV. Salutare, Rudi. Sabin German, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Salutare, Sabin. Bine ne-am regăsit, că ne-am auzit și la prânz. Bun. NATO. Subiectul principal, subiectul săptămânii, cred, pe lângă temele interne, ședințe ale coaliției, decid dacă merg împreună sau separat, braț la braț pentru europarlamentare, separați la capitală, rămâne de văzut ce se va decide acolo. Însă Klaus Iohannis și-a anunțat oficial, dacă până acum, până săptămâna aceasta, tot dezbăteam pe surse, pe niște articole apărute prin Bloomberg, prin presa internațională, după ce duminica trecută la colegul Ionuț Cristache a venit Nicolae Ciucă și a spus că nu știe ca România să fi înștiințat oficial sau vreo instituție a statului român să fi înștiințat NATO vis-a-vis de o posibilă candidatură a lui Klaus Iohannis, iată că a venit anunțul. Da, ce surpriză. Știa toată lumea, știa și guvernul României. De acord. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu mimau și ei surprinderea. Dar pentru unele dintre statele NATO chiar a fost o surpriză. Acum sigur că PNL lansează această temă că președintele Klaus Iohannis e genul de politician care își calculează fiecare pas, fiecare pas cu pas. Ca să citesc dintr-un slogan prezidențial din urmă cu vreo 9 ani. E de văzut acum totuși ce își dorește președintele Klaus Iohannis. Sigur, momentan pare că e o funcție intangibilă, cea de secretar general al NATO, însă poate să funcționeze un principiu românesc, să bați șaua NATO ca să priceapă Comisia Europeană, să priceapă doamna Ursula von der Leyen și să negocieze pe plan european domnul Klaus Iohannis o funcție mai bună în arhitectura Uniunii Europene și sigur, cea mai importantă funcție pe care ar putea o primi ar fi cea de președinte al Consiliului European. Însă trebuie să mai așteptăm și rezultatul alegerilor europarlamentare. Văd meteahna asta și la politicienii europeni și în special la cei din București, cei români. Fac tot felul de calcule, împart tot felul de funcții pe hârtie până și funcția de președinte a României pare că și-o împart înainte de vot. Stai să așteptăm totuși rezultatul alegerilor europarlamentare, să vedem acolo. Totuși o candidatură pe bune la NATO și dacă da, care sunt șansele totuși? Aici sunt mai multe paliere de discuții. În primul rând, președintele Klaus Iohannis nu știm dacă prin acest anunț al candidaturii își dorește, crede că are cu adevărat șanse să obțină această funcție. Pentru că are un contracandidat extrem de puternic în acest moment, da, fostul premier al Olandei, Mark Rutte, susținut desigur pe surse deocamdată, însă avem aceste informații apărute din Marea Britanie, din Germania, din Statele Unite, că ar fi favorit. Ele sunt oficii, adică da, Biden a spus. Da, Biden exact, a spus, dar exact, guvernul știi? Germaniei s-a exprimat printr-un purtător de cuvânt. Exact, purtător sigur, de asta spun, da. Sunt informații oficiale asumate de guvernele statelor respective, cele mai mari state aproape, cele mai influente state din NATO, care îl preferă pe Mark Rutte. Acum, și președintele Klaus Iohannis e între Turcia și Budapesta și Ungaria. L-am văzut și pe Victor Orban și informații transmise pe surse de guvernul de la Ankara că l-ar prefera pe președintele Klaus Iohannis. Acum, dacă ne uităm la cei doi lideri politici, la Erdogan și la Victor Orban, nu pare chiar o companie foarte selectă pentru Iohannis, dar până la urmă, pragmatic vorbind, are două voturi în spate, deocamdată. Deci e în primele zile. Să vedem ce își propune cu adevărat, pentru că la fel de simplu poate fi o confruntare de față
vadă între cei doi, între Klaus Iohannis și Mark Rutte, un clash în interiorul NATO din care să răzbească al treilea candidat, pe care nu-l cunoaștem acum, și care să vină ca un aducător de consens, ca un dătător de liniște în NATO și care să preia funcția din toamnă. Bine, acum asta vorbeam săptămâna asta și cu analiști. Momentan, Klaus Iohannis este singurul care la nivel oficial și-a anunțat candidatura. Mark Rutte a fost întrebat la un moment dat de jurnaliști și a spus, domnule, dacă mi s-ar oferi șansa. La acest nivel nu există acest tip de discuție neoficială, că a fost întrebat Mark Rutte de jurnaliști. Din moment ce Joe Biden spune și îl primește la Casa Albă pe Mark Rutte, e clar semnalul în acest sens. La fel cum e foarte clar și semnalul dat de guvernul Germaniei și de guvernul Marii Britanii. Nu sunt întâmplătoare aceste anunțuri. Nu suntem la coaliția PSD-PNL din Modrogan, care încearcă să găsească un candidat unic pentru primăria capitalei și se sperie liberalii și socialiștii, socialdemocrații, că apare meteoritul Piedone. N-a apărut așa un meteorit nici Klaus Iohannis, nici fostul premier al Olandei când vine vorba de NATO. Costi, îl vezi pe Klaus Iohannis la NATO sau, uite, înclin pe ce spune Sebi, poate fi un mijloc de negociere? Eu cred că are fix șansa pe care a avut-o Alexandru Raj Tunal la alegerile prezidențiale din 2004. Adică n-are șansă. Mă gândesc cum ar primi cele mai bogate și puternice din punct de vedere al dotării militare țări din NATO, except în Turcia, așa este, care are, interesant, a doua armată din NATO, o astfel de înfrângere, pentru că pentru ei ar fi o înfrângere numirea lui Klaus Iohannis. Dar cum spunea Sebi puțin mai devreme, e pentru Klaus Iohannis un prilej numai bun de a-și construi un CV. Prin trecutul politic pe care îl are, apropiat de Europa, prin naționalitatea lui, care e foarte importantă. Omul este cetățean român venit din Est, da? Că el a susținut teza asta cu Estul și e foarte bine pentru candidatura lui, pentru că are cu siguranță rezonanță la țările venite după 1990, dar este și un om care înțelege prin structură, prin educație, prin trecutul său și al familiei sale, mentalitatea corectă ca zonă saxonă. Da? Uh-huh. Rigoare, exact. Vorbește trei limbi străine foarte bine. L-am văzut vorbind perfect engleză, germană, sigur nu se mai pune problema. Vorbește și franceză. Îi trebuie acum această pagină suplimentară în Word-ul său, în suma aia de foi A4 care adună calitățile și trecutul său profesional, pentru ca apoi să meargă către ceea ce Sebi spune de ceva vreme la nivelul Uniunii Europene. Și de altfel am constatat în acel program, platformă program a candidaturii lui Klaus Iohannis, publicată de Politico, unul dintre puncte, punctul 7, dacă nu greșesc, asta spune, întărirea relației dintre Uniunea Europeană și NATO. Eu cred că, de fapt, ăla va fi punctul care va pune pe el. O să dezbatem imediat și cele 10 puncte din decalogul făcut de Klaus Iohannis pentru Politico, doar așa, pentru început, o părere generală pe subiect, după care putem privi mai amplu în cele 10 puncte. Uite, îmi pare rău că nu era Radu Banciu, pentru că i-am urmărit emisiunea zilele trecute, a fost destul de critic la adresa celor punctelor respective. Să știi că el nu spune mare lucru acolo. Trebuie spus exact, în momentul acesta. Exact. Dar ce este de remarcat e coordonarea perfectă, ceea ce arată că are o echipă de campanie, a premeditat acea zi, acum două zile, alaltăieri parcă și-a făcut publică intenția de a candida, pentru că a ieșit la ora 19, oră de maximă audiență în România.
La o jumătate de oră după ce și-a terminat speech-ul, a apărut în Politico manifestul acela, decalogul. Asta arată că sunt pași pregătiți din timp, că are o echipă. E interesant de văzut acum cât o costă campania asta, că e o campanie, în mod evident e o campanie, dar mă rog. Dar ce e de remarcat, Costic, pentru prima dată după foarte mult timp, cel puțin după când urmăresc politica. Claus Iohannis a ieșit transparent și a anunțat și asta, dar doi la mână, vedem toate instituțiile statului care lucrează pentru un obiectiv. Sigur, poate că am preferat cu toții să-i spunem obiectiv național. E un obiectiv personal acesta, că în primul rând e vorba de Claus Iohannis și mai puțin de România. Dar merită remarcat acest lucru, că vedem guvern, minister de externe, de la NATO, președinții, de la ambasadori. Accederea NATO și UE, exact, n-am mai văzut nimic. România da. Atât de unit. Exact. Da. Sabin, te rog, un comentariu general despre Claus Iohannis la NATO, anunțul care acum nu știu câtă lume a fost surprinsă de anunțul respectiv, cum spunea și Sebi, ne așteptam cumva la asta, după care intră mai adânc în problemă. Te rog. Avem doi candidați. Da? Fiecare asuma sau finanțul. Dar fiecare puțin acceptabil de partea cealaltă. Îl avem pe Mark Rutte, despre care Marea Britanie, Statele Unite, Germania și Franța au spus da, îl susținem, fără echivoc. Și îl avem pe Iohannis, susținut de partea asta la alta flancului estic, sudul flancului estic, asumat plus, fără niciun comentariu, cumva atacit de tot flancul estic. Și atunci mă gândesc așa. Întrebarea nu este dacă Iohannis va fi șeful NATO, ci pentru cine îl ochează Iohannis, Mark Rutte, la șefia NATO. Pentru că sunt convins, va ieși un al treilea nume care să coalizeze în jurul lui ceea ce se numește în negocieri Comisul Convenat. Pe partea asta de est, îți amintesc, flancul estic a spus prin vocea Kalle Kallas, prim-ministrul Estoniei, nu, Mark Rutte nu se califică în niciun caz pentru a fi șeful NATO, 13 ani, ministrul n-a avut niciodată 2% pentru apărare, plus, tot în Politico, într-un podcast Politico, Kalle Kallas spunea pe următor, există, trebuie să pun întrebarea dacă există țări de rangul 1 și țări de rangul 2, adică asta deja este un surplus de inovație în diplomație. Estul n-a ieșit niciodată din front. Acum sunt convins că următorul șef al NATO va fi de undeva din cupola poloneză. Cupola poloneză, începând de la Finlanda, în țările baltice, Polonia, până la Cehia, Slovacia. Mai puține șanse, în mod evident. Adică este foarte clar că este obligatoriu să cheze postul. Și o să vă dau calendar. Știți că este chestiunea cu calendar. Ia uite așa. În aprilie, la început, ar fi trebuit să se știe numele șefului NATO, de așa se celebrează nu știu câte decenii de la NATO. Următoarea întâlnire la care se mai poate pune pe tapet public șefia NATO este în august. Președintele a spus foarte clar, eu îmi duc mandatul până la cap, deci în decembrie. Gândiți-vă că mandatul lui Stoltenberg, și nu mai merge nici o zi înainte, este undeva în latitudinul octombrie. Este foarte clar că trebuia să se blocheze ecartul ăsta dintre 2 aprilie și august, când va fi la Washington. Și atunci, în august, vom afla numele nou, eu cred, al treilea pentru șefia noastră. I-am zis ieri lui Sebi, până să mergem la Rudy, foarte frumos, la fel într-un podcast al Politico, Kaya Kallas, da? Uh-huh. Întrebată la finalul acestei poante pe care ea a spus-o și a ieșit foarte bine, foarte bun. Dacă s-ar băga la NATO, dacă will you consider it, și ea a zis yes, I will. Dar până la acest moment, ea spune în felul următor. Uitați ce se spune despre NATO, da? Că viitorul șef trebuie să 1. Să vină dintr-o țară care a aderat după 1990. 2. Să vină dintr-o țară care comite 2% din PIB
la bugetul de înzestrare militară și 3 să fie femeie. Și atunci, asta e frumos, și atunci răspunsul, tot ea spune, este unul foarte simplu. Marc Rutte. A fost tare simpatică, da? Iată că unii politicieni au și umorul. Da, e o persoană remarcabilă, drăguță, o femeie foarte puternică. N-am văzut faza, drăguță. Dacă tot a evocat faza asta, Costi, o să încep și eu cu gluma internetului. V-am trimis-o astăzi, ai văzut-o, că e o poantă în care Iohannis e la un calculator și îl întreabă, mă rog, candidează la NATO și îl întreabă calculatorul dacă e robot și el se ia cu mâine de cap. Asta apropo de glume. Știi că e chestia să te verifice că dacă nu e robot. Are you human? La modul serios, eu am apreciat, dimineața spuneam că e transparent, am apreciat că și-o propune o țintă înaltă. De obicei, românii politicieni sau nu se cantonează așa mai mult într-o zonă de mediocritate și mi s-a părut o idee bună, să zic așa, faptul că vrea să atingă această țintă. Faptul că lucrează instituțiile pentru aici, pentru că discutam, ok, e, să zicem, nu știu dacă e discutabilă sau nu, dacă e un obiectiv de tip național, să numim așa, atunci avem o... avem, da, n-au lucrat instituțiile, mă refer instituțiile diplomatice, n-au lucrat, de exemplu, pentru obiective mai mari naționale, de exemplu, să, nu știu, creșterea exporturilor românești, da. În fine, probabil că acolo e mai complicat. Acum, nu poate, dacă e sau nu doar un iepure, cum se spune în atletism, adică dacă doar aleargă o tură și pe urmă se retrage, nu, iepurii sunt aceia care la cursele de 10.000 de metri, după 3 ture se retrag. Nu știu, nu, îndrăznesc să spun că nu. Cred că Klaus Iohannis chiar crede în această poveste. Nu pot să evaluez prea mult șansele, pentru că modul de vot este prin unanimitate, adică fiecare stat, vezi, are până la urmă dreptul, un tip de drept de veto. Da, trebuie să fie votat de toate statele. Dar nu se ajunge în mod concret la un drept de veto, că păi decizia spuneam, se ia dinainte, să se deschidă porțile frumoase. Asta vreau să spun, dar cred că totuși finanțatorii, adică principalii finanțatori, care înțelegem că sunt SUA, Marea Britanie, probabil că au totuși un cuvânt de spus în culise, adică nu pot să aplici totuși dreptul acela de veto, îi zic drept de veto ca să simplific. Da. Dar, ca să, că vrei să intrăm și în temele mai profunde ce decalom, mie mi-a atras atenția următoarea, punctul 10, evaluarea continuă a metodelor de lucru alianței și asigurarea unei reprezentări geografice echilibrate în deliberări și pregătirea deciziilor. Pare o frază banală, dar mie îmi spune așa că deocamdată n-au fost chiar echilibrate deliberările până acum, adică probabil că vocile au fost mai puternice, știm ale cui, nu? Ale finanțatorilor până la urmă. Și într-un fel sau într-altul, cred că NATO, dacă va reuși pe această idee, se va schimba, adică va încerca un tip de echilibru. Sigur, plătind nota, achitând nota de plată, că fiecare trebuie să plătească acel minim, acel 2%, sau, mă rog, 2% din PIB, că altfel nu vei putea să echilibrezi. Și din acest punct de vedere, cred că Iohannis a poziționat bine, adică teoretic, nu, cel puțin ar putea să fie unul dintre oamenii care să echilibreze pozițiile, mai ales că vine din Est. N-am auzit vocea Poloniei deocamdată, parcă Bulgaria de principiu ar trebui să-l susțină, Turcia. Într-adevăr, cei doi nu sunt deloc frecventabili sau prea puțin frecventabili, Erdogan și Orban, dar, mă rog, probabil că în momentul ăsta cam atât ai cu atât defilezi, ca să zic. Și mai ales Erdogan nu e un lider oarecare când vine vorba de NATO. Adică dacă dăm la o parte apetența sa pentru a călca în picioare drepturile omului, Turcia rămâne a doua cea mai militară, cea mai mare putere militară din lume. Bun, exact. Sebi, ziceam că intrăm în concretul subiectului decalogului Klaus Iohannis, 10 puncte. Nu cred că se uită vreun lider politic acum la decalog în ansamblul său sau să le anunță să pună lupa pe fiecare criteriu. Nu, care ți-a atras atenția? Mă interesează jocul politic și mă interesează să văd și să aud în următoarele zile câți lideri NATO își arată susținerea, sigur, mai vocal, mai direct sau mai pe surse
pentru Klaus Iohannis, ca să-mi fac o idee totuși despre șansele sale. Altfel, și eu înclin să cred că e mai degrabă o negociere pentru o funcție importantă în viitoarea Comisie Europeană, dar dacă citești acum presa internațională, ești pur și simplu bulversat. Asta voiam vedem să zic. Vedem Frankfurter Allgemeine Zeitung, deci din Germania, care trebuie să fie mai apropiat, un ziar mai apropiat de președintele Klaus Iohannis și de România, îl critică, pur și simplu îl face praf pentru că sparge această idee de unitate, da, a blocului NATO. Niciodată în istoria NATO n-a fost competiție directă, dar altfel mie ca cetățean european și al NATO îmi place ideea asta de transparență și de competiție, chiar dacă e pentru șefia NATO. De ce să nu fie și o și cursă politică? Sunt da, și multe publicații care îl susțin pe Klaus Iohannis în sensul că e argumentul respectiv cu păi estul. Ideea de popcorn, hai să-i vedem. Exact. Hai să vedem ce este acolo, e argumentul cu estul, e argumentul cu contribuția pentru apărare. Adică tot ce a spus Caia Calas, de care amintea Costi Adineauri, stă în picioare. Chiar și, mă rog, mai puțin partea cu fusta, da, și aici au fost mai multe nume de femeie vehiculate, da, de la Caia Delea Ghirbauskaite până la Caia Calas, exact. Da. Și chiar fostul premier al Marii Britanii, în fine, au fost, exact, au fost mai multe nume. Dar ideea aceasta să avem în sfârșit un secretar general al NATO din Est, mi se pare argumentul principal pe care va fi dezbătut în această competiție, da, deocamdată incipientă între Mark Rutte și Klaus Iohannis. Acum, aici trebuie să... Te rog, Estul are un alt tip de memorie vis-a-vis de Rusia. Dacă observăm istoria Vestului și istoria Estului, da, o să vedem un fel de blocare într-un anumit confort al Occidentului, da, față de o să-i spun totuși, spaimă rentabilă a Estului. Adică Estul s-a grăbit să intre în Uniunea Europeană, să intre în NATO, făcându-și atâta cât s-a putut și pe tot felul de conjuncturi, niște reforme. Niște reforme cu care să ajungă în Vest. În timp ce Vestul s-a bălăcit în acel confort de politic, da? Pentru care s-a luat un premiu Nobel în 71, nu-i așa, să ne prietenim cu sovieticii, să ne prefacem că nu știm despre dreptul omului, despre arhipelagul Gulag, despre tot felul de lucruri astea. Adică Estul poate aduce o altă atitudine mult mai fermă, o barieră mult mai solidă în fața Rusiei. Și de-aia mă uit la țările baltice și la Polonia. Polonia mai are un avantaj, nu neapărat în negociere, dar va conta avantajul ăsta așa, dacă vrei, de culise sau cumva subconștient. Este cel mai mare importator de arme din Statele Unite. Au acum 3,5% din PIB și anunță 5% din PIB pentru apărare. La fel Finlanda și Suedia, țări pregătite deja de decenii, da, pentru o agresiune a Rusiei. Varșovia a anunțat ieri că pun aproape 30 de milioane de euro doar în oraș pentru adăposturi antiaeriene. Adică există niște pregătiri care sunt mult, mult mai solide decât tigrea vestului în propriul confort. Cu un amendament aici, o completare, Sabin, știm, din câte știm, Polonia într-adevăr e un mare importator, dar ei folosesc și offset-ul acela de care tot noi vorbim și nu reușim să ajungem la el, adică se întorc niște bani, mă rog, în economia sau industria de apărare a Poloniei. Avem acum și noi agenție de aia de offset. Avem și noi, au schimbat numele acum, vrem să facem exact un subiect cu ei. Da, serios. E interesant că nu reușim de ani de zile să aplicăm măcar o parte din... Acum, Sebi, spuneai de declarațiile politice și de lupta politică. Cum vezi chestia asta? Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura la NATO. Din câte știu, sper să nu greșesc, oricum a spus și Sabin mai devreme, actuala conducere NATO și încheie mandatul, eu știu că pe 30 septembrie ar fi... Da, la 1 octombrie. 1 octombrie, 30 septembrie, ceremonia aia de depunere a mandatului și așa. Uh-huh. Și noi am devansat alegerile prezidențiale. Vezi o legătură între... Evident că văd o legătură, vede toată lumea o legătură și... Da, hai să râzi, sunt analiști și politicieni care nu văd legătura. Nu, care se fac că nu văd această legătură, asta e altceva. Păi, principalul argument este chiar lipsa argumentului oferit de guvern sau de coaliția de guvernare. I-am întrebat și eu pe liderii PSD și PNL de ce au mutat alegerile și n-au reușit să spună concret de ce.
Care e diferența? Că e vreme cu școala cu iarna nu-i ca vara. Da, exact, ăsta e singurul argument. Că e vreme mai ploioasă în noiembrie sau nu mai avem o toamnă târzie în acest an și care e logica? Să faci campanie electorală de la mijlocul lunii august când lumea a plecat în concediu, te duci să împarți pliante pe plajă în Grecia prin Tasos sau pe unde faci campanie? Sigur, deci are această logică a mandatului prezidențial care teoretic el nu va fi scurtat pentru că președintele Klaus Iohannis rămâne în funcție până la 21 decembrie. Dar nu ratează niciun salariu ăsta. Dar dacă ies negocierile pe plan extern și dacă nu rămâne, îl lasă pe domnul Ciucă interim. Aici, scuză-mă, cred chiar, că chiar facem, dacă, chiar dacă nu merge la NATO și prinde o funcție în Uniunea Europeană, oricum își va începe mandatul cam pe la 1 noiembrie. Deci noiembrie, început de decembrie, iată, va lăsa țara cumva la cheie. Asta vă spune, sunt absolut convins. Cu un nou președinte, cu o nouă majoritate parlamentară, poate să plece cu o lună înainte de terminarea mandatului. Mie îmi place povestea asta din Statele Unite. Ai văzut? Cu bufferul ăsta, nu? Exact, cu elected president, știi? Da. Președintele în funcțiune și președintele ales. Există acea perioadă între noiembrie și ianuarie, de două luni, în care, și așa e normal să se întâmple, se predă practic puterea acolo. Acolo se schimbă o echipă, vine o altă echipă. Sunt niște proceduri de predare a puterii, nu? La noi nu e așa. Da, completarea pe care vreau să fac, sigur că e importantă și devansarea alegerilor de la noi, dar cred că e o legătură și între alegerea NATO, șefului NATO și alegerile din Statele Unite, care înțeleg că sunt undeva în noiembrie. Vreau că dacă va câștiga președintele Trump sau va veni președinte Trump sau Biden, poate nu va fi același lucru cu persoana, nu știu, zic și eu, poate unii vor avea o simpatie cu ghilimele. Amare, unde știi că Joe Biden, dacă vrei să vorbim de șefia NATO, Joe Biden a spus rute. Donald Trump, n-ai de unde să știi ce spune. Trump. Nu sunt un Trump și nu mi-aș dori să câștige Trump cu scuzele pentru Costi, că știu că mai simpatizează, poate. Clar. Okay. Dar poate că... Să ne vezi în noiembrie cum vom fi așa. Nu, okay. Da. Donald Trump, de exemplu, a repetat de mai multe ori că și-a lăudat România, apropo de contribuții, de chestii de genul ăsta, a avut o relație, zic eu, bună cu președintele Klaus Iohannis. L-ai văzut acum cu Victor Orban. Avem aici alături de noi pe un mare lider din Europa de Est. El când spune ceva, așa se întâmplă. El este un boss. Victor, suntem mândri să te avem alături de noi. Acum nu știu, am mai discutat săptămâna asta la Prima News și cu analiști economici. Mie mi se pare că Victor Orban i-a făcut și un deserviciu cumva lui Donald Trump cu toate declarațiile pe care le-a dat după întâlnirea lor. Că nu va mai da niciun cent pentru Ucraina. Donald Trump oricum nu prea e văzut bine în Europa, în Occident. Trump n-a făcut deloc un secret din chestiunea asta. N-a făcut un secret. El a spus că va opri foarte clar războiul. Republicanii, da, care îl nominalizează în cursa pentru Casa Albă, sunt cei care astăzi au blocat pachetul pentru Ucraina. Nu mai dau bani. Adică ei încă de astăzi... Evident, n-au făcut un secret din asta, dar tot mi se pare că îi face un deserviciu. Acum lumea s-a poziționat cumva. Să știi că în America lucrurile sunt văzute diferit. Păi da. Și Victor Orban în America este văzut. În America, principala grijă a americanilor, susțin cel puțin republicanii, este fenomenul stoparea migrației. Da. Punct. Nici de cum Ucraina. Adică, sigur, noi vedem lucrurile total diferit pentru că suntem foarte aproape de un război. Da. Și totuși, alegerile din Statele Unite, doi octogenari se bat pentru fotoliu. Care pune octogenari? Păi, pentru noi nu e o problemă, dar uite, electoratul american... Ar trebui american... să nu fie. Nu, ar trebui să nu fie, dar electoratul american... Păi, Trump e deja octogenar? E pe drum. E imediat. Nu mai știu ce vârstă. Așteaptă primul an de mandat. Da. Pentru noi nu e o problemă, evident, dar electoratul american nu e prea mulțumit de treaba asta. E un mesaj foarte bun împotriva celor care, și România este renumită, aș spune, pentru chestiunea asta, fac discriminări pe bază de vârstă. Românii simt foarte mulți
foarte, foarte mulți. Am avut la emisiune, eram cu Sebi în emisiune. A intrat un om sărac, om avea 58 de ani, nu știu ce. Bă, vreau să muncesc, am făcut atâtea școli. Bă, n-am unde, mă, nu am unde, nu mă mai ia nimeni. De ce? Știi că ăștia de la resurse umane vin cu aia așa, ești over qualified, exact. Ești prea calificat. Ești prea bun pentru noi. Exact, ești prea, băi, nu, nu se poate, ești atât de bun încât nu te luăm. Da? Nu. Și s-au mai făcut și tot felul de experimente, da? CV-uri care conțin data nașterii versus CV-uri, aceleași CV-uri care nu conțin data nașterii și și-au mai ascuns niște ani pe acolo când au absolvit, ca să nu-și dea seama. Da? Și automat au fost luate când au conținut data nașterii. Nu prea se face mișto de vârsta lui Trump. Toate criticile sunt nu împotriva vârstei pe care o are Joe Biden, ci sunt născute de stângăciile, să le numesc, pe care le-a arătat președintele Statelor Unite. Bine, acum și Trump a avut niște gafe, nu Trump, când era președinte, Trump acum are, în campanie. Nu, Trump face gafe din neștiință. Trump din neștiință, adică ce ne așteptam? Ca Trump să știe el și pe Victor Orban, așa, bă, ce e Ungaria, stai un puțin, au zis ăia în cască, dar nu că ar fi confundat. Acum, pe de altă parte, la Joe Biden, nu știu, cred că vă amintiți, au fost episoadele alea în care efectiv citea și parantezele din prompter, adică au fost niște... Despre asta e vorba, problema e că există niște temeri că, apropo de sănătatea, dacă va putea să ducă un nou mandat, aici e una dintre probleme și... Da, în fine. N-au reușit să propună altceva, surprinzător pentru mine pentru mine, cel puțin la republicani, care au avut niște oameni foarte interesanti și în cursa. DeSantis a avut niște super rezultate în Florida. DeSantis este un tip... Sau cum îi zice Trump, Meatball Ron. Al cărui CV este foarte ofertant. E familist, are 3 copii, soția a trecut printr-o problemă grea, a depășit-o, adică este un învingător. Este guvernator al unui stat bogat și pretențios și s-a luat de piept cu regulamentele în timpul pandemiei de COVID și le-a depășit. Medicul de origine indiană și el un tip foarte interesant, cu nume greu așa, are un nume lung și greu, și el un tip foarte interesant. Democrații n-am văzut să propună. Adică și Nikki Haley e, da, e un personaj, exact. E un personaj. Uite că nici America nu îndrăznește încă să meargă spre o femeie, spre o doamnă la președinție. Lumea aștepta încă de acum 4 ani, dacă nu chiar dinaintea venirii lui Biden, pe Michelle Obama. Exact. O continuare cu Michelle Obama. Și acum, până săptămâna trecută, erau tot fel de zvonuri. Până a ieșit Michelle Obama și a zis clar, nu candidez. Nu candidez. Nu știu, nu mi-e clar cât de clar este acest de clar. Fac bani mulți cu Netflix. Ai văzut câți bani fac eu cu Netflix? Și cu cărți. Exact. Problema reală e clasa politică americană, dacă de ce nu scoate și, mă rog, de ce n-aduce la suprafață figuri mai noi, figuri mai, nu știu. Că suntem o lume care îmbătrânește. Poate și asta este, va fi interesant. E un simbol al îmbătrânirii lumilor bogate. Da. Și începem și noi să facem parte dintr-o lume bogată. Adică media de vârstă în România astăzi este îngrijorător de ridicată. E 43 de ani. Astăzi. Asta e media de vârstă a acestei țări. Și vorbeam săptămâna asta la emisiune, mă duc acum în chestiunea asta de demografică. În ultimii 10 ani am pierdut 1 milion de români cu vârste cuprinse între 0 și 34 de ani. I-am pierdut în sens că au plecat. A crescut media de vârstă, nu s-au mai născut copii, alții au plecat, mortalitatea, am văzut în luna noiembrie, în luna decembrie, a fost foarte mare, a fost mai mare decât numărul celor care au părăsit această lume, s-au prăpădit, au murit, a fost mai mare decât numărul celor care s-au născut. Eu aici văd o problemă uriașă a acestei țări pe care nimeni nu o atacă. Da. Sabin, hai să ne întoarcem puțin la Donald Trump, o să atingem și subiectul pornit de Costi. Acum Victor Orban s-a întâlnit cu Donald Trump, a dat puțin din casă așa
ce a discutat cu fostul președinte american, că nu va mai da niciun cent, că este garantul păcii, că doar Donald Trump poate să aducă porumbelul păcii în Europa. Pe de altă parte, Joe Biden și Donald Trump se pregătesc pentru revanșă, o revanșă după 70 de ani la Casa Albă, pentru Casa Albă. Eu mă dau ceva. Ce sună pe care, să zic, toată a putea scrie dinainte. Însă, eu dacă aș fi în locul lui Orban Victor, m-aș gândi la acele cuvinte, vă vom sprijini, vom opri războiul, etc., care au fost date înainte cu câteva zile de 1956 Budapesta. Știi că budapestanii și ungurii în general au fost foarte supărați pe Occident pentru că sperau ca să fie ajutați atunci în 56, când au vrut într-adevăr să termine cu comunismul, au vrut libertate. Da? Exact ce au vrut și cefii în 68 sau polonezii din 81 cu acest. Și n-a făcut nimeni pace. E foarte ușor să zici, fac pace. Ok, fac pace că nu le mai dau armament ucrainenilor, o să moară toți acolo și ăsta Hitler era să-i zic, dar e la fel, Putin o să câștige războiul. Să câștige războiul nu înseamnă pace. Pentru că Ucraina este doar primul pas. Da? Niciodată n-a existat un moment în istoria Rusiei în care Rusia să nu aibă ambiții teritoriale. Niciodată. Dacă ne uităm, unde vreți voi? Ei sunt moștenitorii Hoarnei de Aur. Noi tot vorbim, dar nu facem diferența între Kiev și Moscova. Cum s-a făcut Kievul cu vikingii și așa mai departe și cum s-a făcut Moscovia, da, Moscova după aia, cu Hoarda de Aur. Ei au în sânge un ADN cultural porcăria de genul ăsta și niciodată, repet, în istoria Rusiei n-a existat un moment în care se spune gata, ne oprim. Da? Iar ieri sau alaltă Putin vorbea despre condițiile de pace. Condițiile de pace le spune încă de ani de zile, da? De 10 ani. NATO la granițele din 97. În momentul în care Trump vine și acceptă condițiile Rusiei, în primul rând, cred că Ungaria este cea mai vulnerabilă. Pentru că de bine, de rău, noi avem consistență în anumite acorduri pe care le avem, ba cu Turcia, ba cu... avem ce trebuie, avem resurse și nu trebuie să plângem în fiecare zi la robinetul cu gaza rușilor. Înțelegi? Adică este puțin defibrilat tot discursul ăsta al celor doi. De altă parte, pentru prima dată, astăzi am văzut știrea, Biden a trecut cu 1% în fața lui Trump. Până acum se tot făceau sondaje, Trump era destul de exuberant în sondaje, iaca nu e. Adică eu, până la urmă, cred că orice om normal își dă seama că nu există pace doar pentru că dai agresorului ceea ce și-a dorit de la început. Și atunci, inclusiv americanul, care într-adevăr are problema asta cu migrația, cu o anumită, nu știu cum să-i zic, un anumit derizoriu în care a ajuns societatea americană. Dar atenție, doar noi vorbim despre asta. Pentru că noi suntem obișnuiți cu un filmuleț de YouTube, dacă e cu Dallas, înseamnă că e frumos, dacă e cu porcările alea de lângă San Francisco, înseamnă că e urât. Ok, homeless există și la noi. Da. Există o mulțime de probleme și la noi. Dar eu cred că americanii își vor da seama că nu pot să voteze un zeu al războiului. Pentru că atunci când vrei să faci pace din dreptatea agresorului, te prefaci și tu într-un agresor. Asta este combinația letală pe care poate să ne joace istoria. Trump nu mai generează istorie. Pur și simplu nu mai are puterea să genereze istorie. El este un tip tranzacțional, este un tip, un egoist personal incredibil, dar mai este un lucru. Știți, în momentul în care a ajuns Trump la primul mandat, era un interviu foarte fain cu cei de la centrul ăla de analiză pe centrul Europei, CEPA, da, ca să înțeleagă toată lumea. Și am reținut o frază. Marea surpriză a președinților americani este că nu pot să facă tot ce le trece prin cap. Pentru că acolo există totuși o altă semantică. Puterea nu e ca la noi.
zice prezidentul, zice tătucul și se rezolvă. Nu. Acolo deja mai cu tras de mâine că mai hai să-ți mai explicăm niște lucruri. Poate vrei să pui degetele puțin la ușă ca să se înălbească unghiile de la puțină inteligență emoțională. Încet, încet lucrurile astea se reglează. Eu nu cred că America vrea să scoată, să iasă din NATO, cum zice Trump. Nu cred că o să spună vreodată Rusia, așa cum a spus în discursul ăla destul de tembel, o să spun rușilor să atace pe ăștia care n-au 2%. Astea sunt, sunt porcării de, știi, el este un, nu știu cum să zic, el este un adolescent întârziat. Ăsta n-a avut o copilărie cât, da? Și acum încearcă copilăriile astea. Lasă că vorbeze cu rușii să vă atace pe ăștia care nu dau 2%. Nu există chestiunile astea. Știi? Dacă nu vrea să sfârșească, așa cum a spus și câțiva președinți, în coșciuc cu onorul național. Sebi, te rog, hai și pe plan intern, vreau să profit de prezența ta. Tot telefonul, poate asta poate și eu, mă tot uit aici. Da. Hai pe plan intern să profit de prezența ta un comentariu. Împreună, separat, cum vezi treaba asta cu Primăria Capitalei? Știm un lucru concret, acum, în timpul desfășurării evenimentelor, că nici PNL, nici PSD nu acceptă pe Piedone candidat comun, însă să nu fie o capcană pentru presă și pentru opinia publică în general, pentru că am mai văzut filmul ăsta în 2008 când PSD a pus doar așa un candidat paiață pe Cristian Diaconescu, cu tot respectul pentru domnul Diaconescu, dar atunci a fost aruncat la sacrificiu de PSD în timp în care tot activul de partid, toți activiștii, toate sectoarele, toate filialele trăgeau pentru Sorin Oprescu. Deci nu m-ar mira să văd un candidat de umplutură, de paie, pus de coaliția PSD-PNL la capitală, tocmai în ideea ca partidele, cele două partide, să se mobilizeze pentru Cristian Popescu Piedone. Ar fi o variantă care ar rezolva multe probleme, în special pentru cei doi lideri de coaliție, pentru Marcel Ciolacu și pentru Nicolae Ciucă, și privind în viitor, ar avea și majoritate, domnul Piedone ar sta și potolit la Primăria Capitalei, n-ar fi o trambulină pentru el spre alegerile prezidențiale, spre Palatul Cotroceni, deci toată lumea ar avea de câștigat din această mișcare. Sigur, meciurile nu sunt jucate dinainte, Nicușor Dan stă mai bine decât se așteptau liberalii și pesediștii la un loc în sondaje, ceea ce îi oferă totuși o șansă importantă, indiferent cu cine ar candida. Dar sunt curios să văd care va fi decizia de astăzi în coaliție. Probabil astăzi nu se va lua o decizie concretă, dar spre finalul acestei săptămâni sau cel târziu săptămâna viitoare vom ști dacă PSD și PNL merg pe candidaturi comune sau separat. Altfel, sigur, e puțin ridicolă situația. Avem calendar electoral, au început să strângă semnăturile candidații, dar PSD și PNL, cele mai mari partide, n-au nici măcar candidat. Păi peste câteva săptămâni începe campania electorală. Mă rog, pentru marile partide asta nu e o problemă, că vine din inerția structurilor, da, să strâng semnături, să-ți mobilizezi activul. Dar arată că tot vorbeați de lideri europeni și mondial bătrâni, arată la noi criza de lideri când vine vorba despre candidaturi majore. Primăria Capitalei, alegeri prezidențiale. În 2020, liberalii nici atunci n-aveau nicio soluție, dar au fost salvați de Nicușor Dan, cum nici acum n-au o soluție cu foarte mari șanse. Sigur, Sebastian Burduja e de viitor, are o bază de plecare de 15-17%, nu-i puțin lucru, însă pare acum că n-are nicio șansă într-o competiție cu Nicușor Dan, nu mai vorbesc cu Piedone. Aici, doar o completare. Sebi, sigur că e o criză de lider, dar e și o criză de abordare politică. Adică dacă erau separați, că își găseau două persoane de pe stradă să-i reprezinte în alegeri, să zic așa. Dar împreună arhitectura e mult mai complexă. E mai complicat, mai complex, da. Trebuie mai să complicat. Domolești orgoliile din cele două partide. Da. Exact. Și apropo, spuneai că e ridicol, dar e și distractiv. Adică este eu care am spus tot timpul că această coaliție e contra naturii, acum vedem încă o dată că e contra naturii, că nu se pot înțelege pe o temă majoră, până la urmă înțeleg că prin teritoriu sunt sau... Da, cum convinge electoratul liberal, de exemplu, să voteze un candidat? Asta le-a arătat sondajele, ceea ce era la mintea cocoșului, nu trebuia să faci niște 70 Nicolae de studii. Nicolae spunea că vor face publice sondajele respective, nu le-au mai făcut publice. Nu le-au mai făcut că nu ieșeau bine. Exact. Cum să crezi că Ionuț Lupescu poate să vină și să-l învingă pe Nicușor Dan sau pe Piedone sau pe Gabriela Firea? E ilogic. Evident că nu se putea întâmpla acest lucru. Acum mă uitam la un alt post de televiziune, ieșise iar scenariul ăla cu Cârstoiu sau cum îl cheamă. Da, e o variantă posibilă, da, cu acel medic.
Vezi, ți-am spus, văd din perspectiva asta să aducă pe cineva care din start să n-aibă șanse și să rupă și cât mai puțin din voturile lui Piedone, astfel încât favorit pe sub masă să devină actualul primar al țării. Bun, o să dezbatem subiectul ăsta și ora următoare. Vreau doar să profit și de prezența lui Costi. Ce se întâmplă la Rapid, Costi? Ce trebuia să se întâmple de mult. Dar nu-i doar la Rapid. Astăzi s-au dus mascații la pont, cu siguranță. Da. Vedem la toate meciurile, nu? Bubuitori de-alea, cine petarde, de unde pe unde intră, fumigene. Normal că sunt blat ăia cu cei care păzesc stadionul, cu oamenii de ordine și așa mai departe. Ce este jenant, aș spune, pentru un tip cu performanțe în business și cu o prezență ireproșabilă, cum e Dan Șucu, e că, dincolo de profesionalismul evident pe care l-a adus la Rapid și l-a adus în fotbalul românesc, și asta e foarte bine, să începem să vedem fotbalul ca pe un business, așa cum ar trebui să privim, acceptă chestiile astea. Da, pentru că le acceptă. Adică, știa, Costi, uite, știi ce știu eu că știa. Domnul Șucu se duce la meci alături de soție, da? Și n-am văzut vreodată să le atragă atenția suporterilor formației pe care o patronează atunci când ăia spun și să vă luăm nevestele și așa mai departe. Te poți uita la soția ta când auzi chestiile astea? Dar încă o dată, n-aș vrea să reiasă de aici că am un discurs îndreptat împotriva celor de la Rapid, nici de cum. Absolut, toți sunt la fel. Cu toții se bucură când galeria formației lor îi înjură pe susținătorii celeilalte formații. Și eventual și înjură, mai fac și un și spectacol cu ghilimelele de rigoare. Cu mizerii. Deci, cum să spun eu, nici nu mai este umor, mă. Pe stadion era umor. Adică îți aduc aminte, în anii 80 era așa. Erau acte de curaj împotriva regimului. Șopârle. Da? Dar acolo, strigate în cor. Exact. Asta strigau ăștia. Știi ce strigau? Dați-l pe Damaschin și dați-l pe Valentin și vi-l dăm pe Damaschin. Damaschin era un atacant de la Rapid. Și Valentin era Valentin Ceaușescu. Valentin era Valentin Ceaușescu, da? Bună. Deci asta, îți dai seama, galeria Rapidului, da, asta striga. Oamenii erau, bă, super, erau sus, era umor, era frumos, era spectaculos. Nu, acum ce mergem acolo să ne băgăm unii în ceilalți și în neveste și în familie și auzi niște chestiuni infecte. Ori eu asta i-aș cere și lui Becali, și lui Șucu, și tuturor. Băi, mergeți, bă, și spuneți-le la aia. Cereți, bă, intervenția poliției, bă. Scoate-i, bă, afară. Pum, scoate-i afară. Acum intervenția poliției, bă, sunt jandarmi acolo, sunt verificați de jandarmi când intră, bă, jandarmi, lucrurile astea. Jandarmi, iată, se calcă cumva legea lui Mitică. Păi iată, că au încălcat, da. Pe legea lui Mitică. Du-te, mă, ia-i, deci, ridică-i. Rapid la brutărie, practic. Da. Știi ce trebuie să faci? Ce au făcut englezii, că așa au stopat și în Italia se practică asta. Ai văzut cine e cetățeanul? Da, nu mai are voie la meci, mă, niciodată. La ora la care joacă echipa lui, se duce la circa de poliție și stă acolo vreme de 2 ore. Așa s-a terminat un fenomen îngrozitor în Anglia. În Anglia se omorau la propriu. Da? Se omorau la propriu. Iar acum, da, este un exemplu de civilizație și de well-being pe stadion. Da. Asta se întâmplă, repet, îmi pare rău pentru Dan Șucu, care e un tip mișto. Bun. Mulțumesc, Sebi, mulțumesc, Costi, mulțumesc, Sabin. Rudi, ne revedem și pe partea a doua. Pauză, ne întoarcem. Odată cu a doua oră a emisiunii și Larisa Bernaschi s-a întors după o pauză de o oră. L-a lăsat în prima oră pe colegul Sebastian Dragnea. L-a lăsat pe Sebi ca să ne împărțim așa, să fim echilibrați, să fim unul și unul, să nu lăsăm Talk News fără politic. Deci, pentru cei care n-au apucat să vadă emisiunea de la ora 18, de o săptămână s-a schimbat... De două săptămâni. A fost a doua săptămână. A doua săptămână s-a schimbat formatul și formula prezentată. Ne-am comasat și noi, că asta e la modă, e între
prezent și am zis să facem și noi o comasare. S-a comasat Larisa Bernaschi cu colegul Sebastian Zacman și realizează împreună România Politică. Ovidiu Nahoi, realizatorul emisiunii Zona Liberă, este alături de noi. Rudi și pe a doua parte. Bună seara din nou. Vedem ce ne-a mai rămas de discutat. Rudi, că am acoperit ceva subiecte în prima parte. Nu, avem câteva teme interesante, interne și europene. Ba, interne, da, acum interne așteptăm, știi cum e. Suntem... Încă e coaliție. Încă e în desfășurare coaliția, așteptăm. Doar un singur exemplu. Tezaurul care devine o problemă europeană, mi se pare extrem de, mă rog, extrem da, interesant. Important. Da, interesant. Acum să vedem când ne, când ne dau rușii aurul înapoi. Bine, să vedem dacă face ceva mai departe Comisia Europeană, nu? Ovidiu, pe procedură, Comisia Europeană ar trebui să ia, să facă o... Ar trebui să, da, să facă o cerere formală. Sigur că nu se ducă Europa să ia aurul, să scotocească în străfundurile Rusiei, să ia aurul și să ni-l dea nouă înapoi sau ce mai avem acolo. Nu-i numai aur. Da, da, sunt multe. Sunt, și, sunt titluri de valoare, exact. Sunt documente arhive istorice. Istorice. Sunt lucruri foarte importante. Nu se ducă, dar e important pentru că într-o perspectivă va fi o negociere dură între Occident și Rusia. Și atunci România va fi parte cu această plângere acolo. E o datorie a Rusiei care nu mai e doar discutată între noi și ruși, ci este cumva europenizată. Va deveni un caz în discuțiile dintre Europa și Rusia. Greu de crezut că rușii vor scotoci acum să ne dea nouă tot ce ne-au furat, mai ales în contextul, dar probabil că niște compensații vor fi. Oricum, România nu lasă din mână subiectul. Nu l-a lăsat niciodată. Asta e important de spus. Da, nu l-a lăsat niciodată și nu lasă. Așa, da, pentru, la ceva pentru că România nu lasă niciodată din mână. Asta e foarte important. Da. Folosește orice prilej pentru a aminti ca o picătură chinezească, pentru că dacă îl lași, atunci se va spune pe tare de consecință, ei au renunțat la el, România nu lasă, e cumva, de exemplu, știu că la guvernatorul Băncii Naționale e lăsat cu limbă de moarte. E un dosar al tezaurului. Da, care nu i-a abandonat niciodată. Nu, și trebuie să mai spun ceva, Andrei, scuze-mă, dacă tu am deschis cu subiect scurt. Deci, din câte ne spune guvernatorul, România este îndreptățită și are dovezi să primească acest tezaur. Adică nu avem nicio altă problemă juridică. Acolo lucrurile sunt clare în acel dosar. L-am dat spune... cu proces verbal. Exact, deci este un proces verbal. Ori, în tot dreptul internațional și toată istoria, până la urmă, un astfel de drept se va recunoaște, sub o formă sau alta. Europenizarea acestei teme acum este inspirată și pentru România și pentru Europa. Asta e interesant. Da, da. Pentru că suntem într-o relație complicată cu Rusia. Mai există un precedent. Tezaurul polonez, care a fost în România, după atacarea Poloniei, din cele două părți, de către Germania nazistă și Uniunea Sovietică, a fost refugiat în România. După război, România l-a predat până la ultima centimă. Exact. Da. Și mai e ceva, e o temă internă. În momentul în care poate mai mulți cetățeni români sunt tentați să-l admire pe Putin sau Rusia, în momentul ăsta ți aduce aminte că uite ce s-a întâmplat cu Rusia. Îți mai aduci încă o dată aminte că Rusia, de fapt, e un host de tezaure, să zicem. Da, acum dacă vrei să vezi lucrurile dacă astea, vrei, susținător sigur, dacă al, da, al lui Putin, dacă vor să vadă treaba asta. Bun, ajungem și la Putin, încep de mâine alegerile acolo, cu siguranță o să vorbim și de Putin, doar să încheiem puțin zona asta internă, că rămăsesem datori din prima parte a emisiunii. A fost o săptămână interesantă pe intern. Și va mai urma. Și va mai urma. Va mai urma și alte situații interesante. Acum ședința coaliției continuă. Și foarte interesantă surpriza Roșia Montană. Da. Foarte interesantă și folosită în scop electoral, folosită în continuare. În scop electoral și bineînțeles o decizie care a surprins pe absolut toată lumea, inclusiv ministrul de finanțe, premierul, toată lumea anunța într-un fel sau altul că vom pierde acest proiect. Explicațiile lui Marcel Boloș vis-a-vis de declarațiile pe care le-a făcut și care, din care reieșea faptul că vom pierde acest proces, de acolo au pornit și discuțiile sau dezbaterile, ieșirile lui Marcel Ciolacu, au fost că
avocații, cei care ne-au reprezentat, care am văzut de fapt că este, sunt multe doamne avocat acolo, cele care ne-au reprezentat. Am văzut astăzi imaginile că s-au întâlnit cu premierul Marcel Ciolacu și am văzut că erau vreo 6-7 doamne la masă, prezente în fața lui Marcel Ciolacu și a lui Marian Neacșu. Deci aceste doamne avocat, da, care ne-au reprezentat, nu erau foarte optimiste și de aici a venit acest discurs de pesimist, când a putea să pierdem, cum ar fi și ce s-ar întâmpla. Aici cei drept poți dezbate din mai multe puncte de vedere, dacă trebuie să te antepronunți pe o astfel. Nu s-au antepronunțat, au lăsat de înțeles. Păi, nu a spus. Avocații, da, până la urmă au lăsat de înțeles. Păi, Marcel Ciolacu a prezentat și scorul meciului, 2 miliarde, adică e o declarație neinspirată. Hai să nu numim, acum mulți, am văzut jocurile, acum mulți îl fac pe Marcel Ciolacu marele jucător la bursă. A manipulat bursa. Dar nu că mi-și imaginez pe Marcel Ciolacu stând așa în fața unui calculator să-și pună ochelarii, știi că atunci când stă, citește la aproape. Dar de unde știi că n-a făcut treaba asta? Marcel Ciolacu. Da. Adică Marcel Ciolacu ce are să manipuleze bursa? E mai barbă, mai mare? Marcel Ciolacu să manipuleze deci bursa. Nu avem nicio dovadă că s-a întâmplat, nici o altă dovadă că nu s-a întâmplat. Una e să îți spună niște oameni care joacă la bursă sau care sunt în această zonă și să încerci să ieși cu o declarație pentru ei, dar cumva mi se pare că acest subiect cu Roșia Montană a reapărut după o declarație de niciunde a lui Marcel Bolă. Și e normal că atunci tu ca jurnalist, atunci când apar un astfel de subiect, să mergi mai departe să întrebi premierul, alți miniștri care sunt implicați, foști miniștri, foști premier și mai departe, adică ca să refaci acest, să readuci acest subiect pe agenda publică, subiect care a fost adus de către Bolă. Clar că acea declarație n-avea ce căuta. Da, a lui Bolă. Și tot ce a urmat. Inclusiv Marcel Ciolacu. Vedem că în urma acelor declarații, ceea ce era de așteptat și ca demnitar trebuie să știi lucrul ăsta, bursa a avut evoluția pe care a văzut-o cu toții. Asta voiam să zic. Acum, de câte ori un oficial declară o chestie... Acum, cine a fost atât de inteligent să vândă vineri? Și aia trebuie văzut câți au fost și cine au fost. A fost foarte inteligent. Dar sunt jucători care atunci când văd că ceva urcă devin suspicioși și vând. Sunt și asemenea jucători fără a avea informații. Flerul lor le spune că ceva nu e în regulă acolo și atunci se repliază. Unii mai lacomi au pierdut averi pentru că de la dublarea prețului au ajuns la zero. Deci cine și-a pus toate ouăle în acel coș s-au spart. Aici e o discuție. Însă sunt speculații până când cei de la bursa din Ottawa, până la urmă, ei sunt primii interesați. De la Toronto, sau de la Toronto. Ei sunt primii care ar trebui să vină să și să spună e ceva ciudat și vrem o anchetă. A fost sesizată și bursa din Canada, DNA, și parchetul general, și Comisia Europeană, și toate. Dar nu, nu DNA-ul sau Comisia Europeană, ci bursa de acolo, pentru că ei au fost primii afectați. Ei au datele primare. De asta ziceam că cumva au fost folosit din nou electoral subiectul Roșia Montană. Pentru că am văzut plângeri penale făcute de către opoziție pentru cei de la putere. Și dacă România pierdea niște bani? Era vina lui Ciolacu. Nu era folosită tot electorală. Pentru că s-ar fi spus, uite unde ne-au dus tehnocrații, ONG-știi, hashtag-știi, au sărăcit țara. Uite că tehnocrații și hashtag-știi au câștigat. Da. Iată că în sensul că această casă de avocatură a fost aleasă, înțeleg, de doamna Anca Dragu atunci când era ministru al finanțelor. Mă refer la cei care au câștigat procesul pentru România, ca să fim mai concret. Și mai e ceva, dacă îmi dați voie. Acum mai intrăm în amănunte, îmi pare rău, dar trebuie să o spun. Marcel Ciolacu a făcut iarăși o declarație neinspirată cu acea poveste. Cine eu să joc la bursă? Este un pic, a agățat ideea de bursă cu joc. Nu e un joc acolo, sau nu e numai asta un joc. Asta arată faptul că habar n-are. Deci, dacă mă întreb pe mine, premier, asta eu care nu sunt jucător la bursă, mie nu mi s-a părut. Dar nu e o scuză că habar n-are, că habar n-are e grav, pentru că este a treia sau a patra oară când Marcel Ciolacu face gafe economice. Prima dată s-a dus la o companie care produce băuturi nealcoolice și le-a spus lor că le dă ajutor de stat cât vor ei. Păi concurenții ce au zis, domnule, le dai ăstora. A doua oară s-a dus la Camera de Comerț americană și l-a spus
spus că îl face PIB-ul de 300 de miliarde de euro. Le-am calculat în 3-4 ani. Trebuie să crească cu 8% România ca să ajungă acolo. E imposibil. Adică, prima dată am zis că e un fel de avânt al lui. A doua oară sunt consilierii. A treia oară spunându-se că e necunoaștere crasă în economie. Deci el nu știe, și l-am auzit de mai multe ori acum urmărindu-l, folosind termeni economici care nu sunt la locul lor. Adică trebuie să facă ceva. O fi ocupat cu politica, Rudy. Da, zilele astea... avea multe, în cap multe chestii. Eu știu, politice. Dar nu o scuză încă o dată. Adică nu, n-am nimic. Mi-e simpatic uneori Marcel Ciolacu cu unele declarații politice, dar la nivel economic îmi pare rău. Cred că trebuie să învețe mai mult. Sau nu știu dacă să învețe să asculte, nu știu, să facă ceva, să ajungă un pic la zi. Trebuie să fim și realiști. Chiar tu acum ai venit cu niște argumente, cum că e o necunoaștere în zona economică. Să-l bănuiești pe Marcel Ciolacu că a manipulat bursa, iarăși mi se pare exagerat, adică să fie a manipulat bursa. Dar de ce se pare imposibil? Dacă ai un prieten care spune tu, Marcele, spune tu mâine că România pierde procesul cu 2 miliarde. Da, toată lumea se așa. De acord, am zis că a fost o declarație neinspirată. Uite, mult mai profesionist mi s-a părut fostul premier Nicolae Ciucă, care și Tantoș Barna a spus la tine în emisiune că pe vremea când era în guvernul Ciucă, Nicolae Ciucă a dat directivă să nu se vorbească pe acest subiect. Noi nici n-am fi aflat că urma să vină în ziua de acest verdict dacă nu ne-ar fi spus ei. Da, da. Doar poate cei care urmăreau... Poate cine urmărea, dar nu era un subiect arzător pe radar. Da, nu exista. Nu exista acest subiect și în roata a reapărut subiectul Roșia Montană. E bine că am câștigat. Asta e îngrijorător. Nu, adică e bine că am câștigat, sigur, dar depinde și cum tratăm succesul ăsta. Eu spun că ar fi meritat să plătim și 2 miliarde celor de la Gold Corporation ca să nu ronțăie munții respectivi. Asta e o temă importantă. Întrebarea e acum, ce facem mai departe? Exploatăm sau nu? Facem referendum? Adică tu ești împotriva exploatării? Păi, da, sunt împotrivă să ronțăi vreo 4 munți și să lași în urmă un lac cu ceanuri. Adică, astea erau tehnologiile. Astea sunt tehnologiile. Țara poate supraviețui și fără să ronțăie 4 munți. Nu cred că România e o țară atât de amărâtă încât pentru 1,2 miliarde de euro cât i-ar fi revenit să ronțăie 4 munți pe care nu mai găsești înapoi. 1 miliard de euro numai din inteligență, poate, numai din IT poate să-l facă România când vrea. De ce să ronțăi 4 munți? Da, bun, așa la suma asta de acord. La suma asta? Păi cine suntem noi? Totuși, suntem o țară cu 200 și ceva de miliarde PIB. Rudy, tu ce părere ai? Eu cred că ar trebui să facem un referendum, sincer. Acum vorbim foarte serios, să întrebăm poporul ce părere are. Și acum te-aș întreba și eu, cum a întrebat Sebi Zac, cum a întrebat-o pe Elena Lasconi. Ce ai votat la referendum ăsta? Sincer, aș vota, pare că îl supăr pe Ovidiu, aș vota pentru. Aș vota pentru exploatare, sigur, în alte condiții, asta nu se mai întreabă, sau, mă rog, e o discuție mai complicată, mă refer la condiții în sensul de, apropo de tehnologie, cred, pentru că nu știm ce e acolo, sau, mă rog, ar trebui să și aflăm ce e acolo, că nu e numai aur acolo, s-ar putea să fie niște metale așa numite rare, care pot fi extrem de valoroase într-un context în care lumea se duce spre lumea ar avea nevoie de mașini automobile ecologice și ar putea să fie interesant. Deci, eu așa aș vota, dar de asta spun că poate că e clar că suntem două păreri diferite, nu aici și în România. Discuția cu cine face exploatarea, pentru că acum opoziția, exact, de exemplu... Ce rol are statul? Cum echilibrează statul? Pentru că acum Roșia Montană Gold Corporation era ceva 80-20. Și acum o bună parte din opoziție supărată pe procentul ăsta. Doamne, de ce doar 20? S-a ajuns într-o perioadă de timp aici, într-un anumit fel s-a ajuns la 80-20. Dar, în fine, ar fi o discuție, nu știu dacă o vom face sau nu știu cum va vedea probabil nou guvern toată chestia. Bine, acum oricum e cam greu să începi asta și cu un referendum. Ar trebui să retragi de la UNESCO, adică sunt niște... Nu prea poți să începi în momentul de față exploatarea așa cum vrei. Nu dau seama, există și opinii, nu știu dacă e adevărat, Ovidiu, care spun că, de fapt, situl UNESCO nu include neapărat munții de care vorbim, dar nu știu aici. Sunt multe opinii, da. În fine, eu...
temă de discuție, nu, să zic. Acum, politic vorbind, de asta spuneam mai devreme. Mie mi s-a părut că a fost cei drept o declarație neinspirată din partea lui Marcel Ciolacu și nu numai, pentru că nu e vorba doar de Marcel Ciolacu aici, și o declarație neinspirată din partea lui Marcel Boloș, din partea tuturor care și-au dat seama, și-au dat cu părerea pe subiectul ăsta și au prezentat și scorul meciului și ne dădeau pierzători sigur. Aici mai am o singură întrebare, scuze-mă că am uitat. Sunt curios și aș întreba pe Marcel Ciolacu în viitoarea lui campanie electorală dacă el a vorbit cu avocații înainte de a da declarație. Nu, a zis, a fost întrebat și a zis nu. A zis că informațiile le avea de la Marcel Boloș, Marcel Boloș care avea informații de la... E prostie, nu mai ignoranță, scuze-mă. Adică, domnule, de la un om de politic, adică tu ca un politic să nu înțelegi, păi mâine când se președintele României se declară că... Nu știu, că intrăm în război cu Rusia, nu știu, mai îngroș un pic chestia. Deci trebuie să ai niște o proprietate a termenilor, deci nu vorbești, să pui niște vorbe aiurea, chiar dacă media, așa cum s-a spus, media a început să meargă pe fir, să discute pe temă. Toată media spunea, domnule, pierdem. Așa credeam cu toții, sau care știam, sau care aveam, eu știu, diverse surse de discuții. În fine, bine, da. Acum a fost și un joc electoral în toate declarațiile. Consilierul onorific Victor Ponta cu Marcel Ciolacu aruncau pe Cioloș și înapoi la Ponta, adică a fost și o zonă de asta electorală care a ținut subiectul în prim planul discuțiilor și așa. Adică eu am avut o emisiune în care l-am avut atât pe Victor Ponta, cât și pe Dacian Cioloș și în aceeași oră și cum a fost? Da, nu s-a înțeles mare lucru, adică au vorbit unul peste altul? Nu, că au fost pe rând, adică au fost fiecare și a spus. Victor Ponta spunea că el n-a semnat niciun act și așa. Dacian Cioloș spunea cum, domne, că numele lui figurează în dosar, numele meu nu, și tot așa. Adică și am încercat să prezentăm cronologia pe cât de bine s-a putut. Acum, bineînțeles că sunt partide care în perioada respectivă au luat naștere. De exemplu, USR-ul a luat naștere chiar în perioada respectivă. De la Unit Salvăm, cum protestau oamenii în stradă în vremea respectivă, prin Salvați Roșia Montană, a luat naștere USR-ul de astăzi. Acum, bineînțeles că declarare. Acum mai nou a venit și AUR, care ți-am zis, la AUR e problema, nu că exploatam, problema e că de ce nu exploatam companiile noastre? De ce? Noi, dacă tot exploatăm și avem resurse... Da, eu mi-am amintit pe George Simion, care era acolo la protestele de la Roșia Montană. Asta am zis și eu, pe cum, domnule, că George Simion protesta la... Păi da, că era contextul atunci, era așa, dar acum ne gândim, domnule, dacă tot s-a decis tot să exploata, dacă tot se întâmplă, de ce nu se întâmplă să ținem resursele în țara noastră, să le extragem cu... Și să facem lacul de ceanuri al nostru. Acum, e un subiect că e mai puțin otrăvitor, că e al nostru. E ecologic, e de la noi. Pe de altă parte, România rămâne cu banii ăștia la buget. Trebuie să mai primim și ceva bani. Nu mai au de unde să dea. Nu mai au de unde să dea. Da, au anunțat că nu mai au de unde să dea. Vreo 10 milioane, nu știu, că trebuia să luăm pe cheltuielile de judecat. E o veste bună. Acum, bineînțeles, cine va câștiga electoral din zona asta? Coaliția. Depinde foarte multe lucruri. Adică nu poți să zici de acum cine va câștiga. Pe cine va capitaliza electoral succesul ăsta? Că trebuie să... Mai e un an electoral. De obicei nu capitalizezi succesul unui proces sau a unei chestii. De obicei pierzi procent atunci când se întâmplă ceva nasol. Adică dacă pierdea statul român acest proces, probabil că vor deconta, erau cei care decontau erau PSD-PNL. Dar având în vedere că e un succes, de obicei nu îți aduce puncte în plus sau electorat în plus atunci când ai un succes. Știi? Pentru că ei încearcă. E ca și cum, nu știu, Naționala României câștigă un campionat. Nu o să aducă pentru PSD și PNL, oricât de mult ar vrea ei să stea pe lângă, sau pentru orice partid. Nu o să aducă capital de imagine în plus sau ba chiar s-ar putea să, dacă te urci prea mult pe un subiect pe pozitiv pentru țara, pentru România, s-ar putea să aducă un deserviciu, adică să-ți aducă o antipatie din partea românilor, tocmai că te urci pe o chestie... Cazul Gabriela Firea, Simona Halep, dacă da, ne aducem aminte. Corect, da, corect, așa e, uite, un exemplu foarte bun, da, mulțumesc. A fost suiduită pe Stadionul Absolut. Național. Da, asta zic, deci atunci când tu ca politician te urci prea mult pe un subiect pozitiv pentru România și pe care românii foarte mult se le apreciază, ajungi să treci în partea cealaltă în care să pierzi electoral vorbind. Nu,
nu vor, s-ar putea să fie niște schimbări în cazul în care, nu știu, spre exemplu, Marcel Ciolacu ajunge la unul din parchete. Nu trebuie să fie învinuit, nu trebuie să fie, dar acea imagine cu un lider politic, cum e Marcel Ciolacu sau, nu știu, Nicolae Ciucă sau Dacian Ciolă sau oricare, din, că practic pe acest dosar, pe această speță ar putea să fie invitați oricare dintre aceștia, ajung la DNA sau la parchetul general și acea fotografie, da, e o problemă și ar putea să se aducă niște deservici. Tocmai de asta ziceam că cumva și aceste plângeri penale, care nu cred că au prea mult succes, vor avea prea mult succes, în sensul în care să existe un dosar pe bune și să fie niște chestii. Aici doar o completare. Partea pozitivă pe care o aș vedea-o este faptul că, și poate asta trebuie să spună politicienii, nu știu dacă vor, dacă nu, e că de data aceasta a funcționat statul român. Pentru că să nu imaginăm că avocații au lucrat de singuri și undeva într-un turn de filde. Știi ce au în spate statul român, toate ministerele? Aș vrea să înțelegem politicienii din primul rând, ci statul român, administrația, funcționarii. Deși înțeleg că și domnul Boc, de exemplu, a dat o declarație în fața tribunalului, curții de arbitraj de la Washington. Probabil că în calitate de fost prim-ministru. Așa am citit în media și era o sursă credibilă. Deci asta este marele câștig dincolo de cel financiar. Da, eu sunt convinsă că niciun politician, oricine s-a dus acolo, nu a dorit să se piardă acest proces și că s-a evident, dus... Evident. Și mai există un câștig care e foarte important, nu e electoral, dar este un câștig pentru societatea civilă și pentru ideea de tehnocrație. Pentru că dacă România pierdea, societatea civilă în întregul ei ar fi fost ostracizată. Iată, ați ieșit în stradă, ați vrut voi să salvați și uite că ne-ați făcut bun de plată. Uite tehnocrații, da? Tehnocrații care au reprezentat România în acest proces. Da? Cei avocați. Guvernul tehnocrat care și-a asumat dosarul UNESCO. Deci toate astea s-ar fi întors și există multe resentimente față de societatea civilă. Guvernul tehnocrat și-a asumat dosarul respectiv. Cererea pentru dosarul respectiv a fost depusă de Chelemen Cunor când era ministru culturii. Nu. Cererea pentru dosarul respectiv, pentru dosarul UNESCO? Nu. Eu așa știu. A fost și în perioada lui Cioloș. Cioloș a semnat în ultima lui zi. A semnat în calitate de premier. Dar da, semnătura nu era acolo. UNESCO ceva mai devreme. Da, dar astea sunt detalii. Vă dați seama ce ofensivă ar fi fost împotriva societății civile de orice fel din România. Și sunt mulți politicieni care au resentimente față de tot ce înseamnă societatea civilă. Că îi deranjează. Că îi întreabă unde dau banii partidele, pe la ce medii, că îi întreabă cum au cheltuit nu știu ce bani, ce au făcut cu bugetele, cum e cu niște lucruri neclare de prin declarațiile de avere, că le fac biografii care lor nu le plac, păi, cum au cum au întrebat la voluntar, Bazile Groaze, că de acolo tot societatea civilă îi deranjează. Și era bine să le dea o smetie ca să îi pună să stea în banca lor. Și uite că n-a ieșit. Și asta e un lucru bun pentru democrație. În general. Uite, a declarat inclusiv Chelemen Cunor, a spus așa, în anul 2010 am fost primii care am spus că trebuie să mergem cu patrimoniul de la Roșia Montană la UNESCO. Da, dar pe una s-a tot oprit și în 2016 s-a reluat discuția. Asta știu. Sunt detalii, da. Dacian Cioloș în calitate de premier. Oricum, pe Dacian Cioloș erau tunurile dacă România pierde. Evident. Păi da, a fost premierul care a semnat. Da. Adică și deja se știau foarte multe lucruri. În 2010 nu era valul atât de mare și nu erau atât de multe. Între timp s-au întâmplat, au venit cei de la companie, au avut întâlniri, adică au fost mult mai mult. Plus că a mai fost o chestie. Acum, procesul ăsta a fost intentat împotriva României înainte ca Roșia Montană să fie inclusă în patrimoniul UNESCO. Adică nu știu dacă UNESCO a reprezentat punctul, domnule, dăm în judecată că au băgat ăsta la UNESCO, au băgat asta în patrimoniul UNESCO. S-a spus că UNESCO e un atu pentru investitori, tocmai pentru că, într-un fel, România a intrat în UNESCO cu rea credință, tocmai pentru a-i bloca încă o dată. Da, dar asta oricum era gândirea, blocat de când noi n-am putut să dăm acordurile respective de mediu. Autoritatea de mediu, da, acolo. Am fost cu legislația de mediu și ne amintim când Victor Ponta era premier și a asumat niște chestii și deputatul Victor Ponta nu a votat propria lege.
Adică urma ca prin lege să se dea o derogare de la, exact, de la o derogare, aviz de mediu. Ceva ulterior, de formă. Deputatul vorbim Victor foarte simplist. N-a mai votat propriu. Pentru că între timp se întâmplase pe stradă. Exact. Era presiunea străzii foarte mare. Și atunci a început, au mai fost runde de negocieri și după aceea a început procesul. Și de-abia câțiva ani mai târziu a fost inclus în patrimoniu UNESCO. Adică UNESCO n-a reprezentat punctul care, domne, îi dăm în judecată pentru că au băgat ăsta la... Au băgat, nu, dar putea fi în favoarea reclamării. Evident, din informațiile mele, în decembrie 2016, această firmă, acești avocați care s-au ocupat de dosar, înștiințează Guvernul României, mai exact Ministerul de Finanțe, că există un risc semnificativ ca înscrierea în UNESCO să conducă la atragerea răspunderii statului și, în consecință, la pronunțarea unei sentințe. Păi da, adică, dar asta era deja, România era deja în proces. 2016? Da. Procesul a început în 2014. A venit în favoarea lor, practic, asta cu UNESCO, dar România era deja dată în legat. Cumva noi știm, adică polițienii trebuia să fie deja conștienți, știau deja și cumva trebuia să fie conștienți de faptul că se va ajunge... Că o să le dea un atu celor care ne-au dat în legat. Și că avem șansă foarte mare să pierdem. Și cu toate astea, Dacian Cioloș a semnat documentul respectiv. Da. Plus presiunea străzii de la momentul respectiv, plus că era cumva, toată lumea a încercat atunci, inclusiv că asta spunea și de Victor. Deja, se stinsese. Se stinsese, că aveam deja colectivul și altele. Exact. Se stinsese, dar acum s-au creat niște partide în perioada respectivă, au fost niște ONG-și care au intrat în politică în perioada respectivă. Foarte mulți. Pe asta zic. Dacă ne uităm, Cătălin Drulă era pe acolo, Giurgiu Simion era pe acolo, mulți care sunt în USR, Reper și așa mai departe erau... Și atunci guvernul tehnocrat care a venit s-a pus în aplicare... Care n-a prea fost tehnocrat, da. Mă rog, a pus în aplicare ce striga lumea în stradă pe acolo, să protejăm munții și așa mai departe. Și-a asumat un risc, dar... Da, e bine că s-a terminat cu bine. Da. Ne putem ocupa. Vorba lui Simoni, zonă, nu putem bucura că a câștigat România un proces. Eu n-am înțeles protestul celor de la USR în Parlament. Cu pancarde, cu așa, n-am înțeles. Adică de ce vin cu pancarde? Ok, am înțeles, toată lumea se bucură. Ieșim în stradă dacă vreți, ne bucurăm. Fă-ți treaba de opoziție dacă îl consideri că a făcut ceva cu rea credință Marcel Cioracu, du-te la bursa de la Toronto. Ei aveau pancarde cu am câștigat procesul cu Roșia Montană. No, ok, da. Da, și de ce facem scandal? Adică de ce facem scandal? Știau că tunurile sunt pe ei. Și... Da, de ce mai fac? Da, preventiv au făcut un scandal, ci că nu faceți voi, că facem noi acum scandal în casă. Da, eu tot butonez aici laptopul să văd dacă prindem și noi vreo aliție. Sunt încă în coaliție. Nu s-a ajuns la nicio concluzie. Poate dăm și noi un breaking news aici. Breaking news, ți-l dau eu dacă vrei. Pe surse, da? Pe surse am găsit și eu, dar zic. Deci, breaking news este că se fac noi sondaje pe repede înainte, care vor fi gata luni. Problema este că nu știm pe cine sondăm. Cei patru care au fost în sondaje nu mai sunt. Așa. Lucrurile sunt foarte simple. Cei patru nu mai sunt. Sunt alții care vor fi sondați. Și luni aflăm... Cei patru care? Că erau vreo șase la un moment. Nu, patru de la cei care au fost. Cei care au fost. Lotul Ionuzu Pescu. Deci iar a devenit Firea candidatul niciodată din candidatul deocamdată? Da. Uite, asta e breaking news dacă vrei. Firea scoasă de pe listă, din nou. Da, bine, acum să vedem că a mai fost scoasă, mai apărut. Păi asta zic, astăzi pe la prânz era candidatul PSD, acum pe seară nu mai e candidatul PSD și au bătut pana pentru sectoare să meargă împreună la sectoare într-un final, deși asta știam oricum. Problema este că nu se știe la sectorul 1 cine candidează, George Tuță sau Sebastian Burtuja. Păi, da, bă, bine, Burduja acum vrea la primăria capitalei, dar știu că a părut să și da, pentru că l-au retrogradat de la sondaj. Dacă nu mai e sondaj, da. Așa, deci s-ar putea întoarce la sectorul 1. Păi, acum probabil calculează șansele George Tuță sau Sebastian Burduja, mă gândesc că
Sebastian Burduja. Acum depinde cum calculează. E un sector mai liberal, așa, mai de dreapta. Da. Păi și George, păi și tu e George tot PNL. Tu tot PNL, PNL, da. Da, exact. Ei sunt și prieteni, adică... Poate merge unul primar și unul viceprimar, nu știu, își împart acolo funcțiile sau... Da, asta e interesant, președintele PNL București se duce primar de sector, adică... E, da, vezi că e interimar la București. Da, da, da. Pentru că era la sectorul 1, dar problema este că George Tuța a fost ales președinte la sectorul 1, adică... Da. Nu se poate întâmpla. Pe asta zic, se cam bat cap în cap acum. Da, deci asta și e la sectorul 2? La sectorul 2 Rareș Opinca. Uite, ne-am spus în seara asta aici. Prefectul capitalei. A fost adică în seara asta, Partidului Social-Democrat. Rudi stătea acolo unde stai tu și a zis că va candida, nu știa unde, aștepta decizia coaliției, dar va candida undeva. La sectorul 2. Da. Deci prefectul capitalei. Ne-am întâlnit cu el în redacție înainte să intrăm în emisiune. Păi ne-am întâlnit cu el în redacție înainte să intrăm în emisiune. Din păcate, jamais vu, jamais... Cred că ați dat și mâna, dacă nu. La sectorul 2. Ca să fiu modest. El e cunoscut, îl cunoaște multă lume și bine să dăm mai glumesc. Da, da, da. Păi Rudi, zici să candidezi tu. Nu vrei să candidezi? E târziu. Nu e târziu, că una, două, se strânsă. Să trecem la sectorul 3, te rog. La sectorul 3, ce, Robert Negoiță, la 4 Băluțe, la 5 caută un candidat. Deși am întrebat și eu de ce mai căutați. Băluțe, înțeleg că e susținut inclusiv de PNL. Să lăuda la Ionuț Cristache, Nicolae Ciucă, pe Băluțe. Da, păi merg împreună. Păi cine vrei să candideze? Stroie? Ionuț Stroie? Că el e liderul PNL. Așa a fost, s-a anunțat în conferința. Ai vedea-o pe Anisie, candidată? Acum eu nu știu ce Monica mai caută, Anisie. Acum să mă scuzați, nu știu ce mai caută doamna Anisie pe în politică. Anisie, dar e foarte bună, e cu toți, cum se schimbă liderii, cum schimbă și dânsa barca, așa a rămas la sectorul 2. Da. Deci... Păi știu, mi-amintesc conferința aia PNL, de la PNL București, în care da, Ionuț Stroie era la sectorul 4, Monica Anisie... La sectorul 2. Așa și... da. La sectorul 4 Băluță, la sectorul 5 n-am înțeles foarte bine. Înțeleg că vor sonda un tânăr pe cineva, dar dacă merge Piedone, practic... Garantat Piedone trebuie să fie ca să... Așa? Poate Piedone asta... junior sau senior, unul din ei trebuie păi să... Păi nu, dar asta râdeam și eu cu cei din PSD, că Piedone junior e membru PSD. Deci, și dacă cauți un tânăr PSD-ist la sectorul 5, poate să fie Piedone junior. Pe asta e, unul dintre Piedone, unul din familia Piedone, tot se va, va fi primar. Da. Tot va fi primar. Dacă nu, cumva mai mult. A, și... Acum să nu iasă și tată și fiu. Acum ce să iasă tată la capitală și fiu la, da, la asta sector. Ar fi o situație. În spiritul bunei cooperări, da, între asta primaria fi generală și... Dar fi unul pe USL și unul PSD, adică măcar atât. Acum, da. Așa, la sectorul 6, Ciprian Ciucu. Evident. Care are și șanse. Are nu și șanse și acolo nu cred că are sunt și dar și făcut treaba. Adică dacă mă întreb pe mine, eu stau în sectorul 6, lucrurile, da, stau în sectorul 6 și nu pot să mă plâng. Adică hai, nu, și da. Rudi stai în sectorul 6. Nu cred că e... Hai, deci aici pe plan local ne-am... Da, pe plan local. Mai rămâne să vedem ce mai fac pe la Bacău, mai au pe la Timișoara, mai au niște... Pe la Iași. Pe la... Nu, da, la Iași s-au înțeles. Da, da, candidează toate acestea... din partea PSD și Chirica din partea PNL. Dar toate acestea contează totuși mai puțin, atâta timp cât nu vii cu candidatul pentru... Primăria Generală. Nu, primăria. E foarte important. Că... Păi nu, e pentru primarul aici, general aici capitale, e al doilea cel mai votat om din aici țară. Da? Deci tonul. Ai președintele și primarul general al capitalei. Astea sunt. Ierarhic. Și da, dacă va candida Piedone din partea coaliției, ceea ce nu se exclude. Ba da, exclus. Bun, el astăzi a venit și a spus, dar dacă va candida Piedone? Păi le-a încurcat un pic al da. Nu numai că ne încurcă calculele, dar vom fi în fața unei alegeri foarte interesante în fața bucureștenilor. Pentru că e clar că Piedone e foarte popular și are un electorat al lui, da, eu l-am întrebat pe astăzi, TikTok, e foarte activ. Și l-am întrebat astăzi și pe Radu Magdin, da, care e analist politic, da, și cunoaște și înțelege poate mai bine decât înțelegem noi niște substratul așa al alegătorului. De ce a uitat lumea de colectiv la Piedone? O întrebare bună. Sunt unii care vor veni tocmai pentru că îl vor vedea pe Piedone acolo, pentru a-l sancționa și a arăta că n-a uitat.
Mie mi se pare că nu mai posibil. Există. Nu mai există. Adică nu există atâta timp cât nu e piedone acolo. Da, lumea i-a șters ștampila de colectiv lui piedone. Adică au uitat. Și ce a răspuns Radu Magdic? Nu știu dacă au uitat lumea, doar că piedone și faptul că a fost eliberat de la pușcărie și așa a jucat chestia asta. Uite, domnule, v-am zis eu că m-au băgat de vinovat, că n-aveam nicio vină și lumea... Nu contează, adică s-a și martirizat cumva. Va fi o alegere... Poate legal n-a avut, poate legal a fost nevinovat, dar moral nu putem evident, să spunem că este, evident, că este nevinovat. Evident, doar că oamenii se uită și îl văd pe el, ia uite-l și pe ăsta a fost... De-aia va fi foarte interesant alegerea. Că vei avea pe de-o parte un lider populist făcut pe TikTok, are toate elementele populismului piedone și primarul în funcție, care e mai aproape, mult mai aproape de modelul de tehnocrat, matematician, șoarecele de birou care a stat, a umblat la țevi și, mă rog, a convins o parte importantă dintre alegători că face treabă și că merită susținut, n-a fost băgat în scandaluri de niciun fel. E foarte interesant pentru că cei doi candidați sunt la poli opuși. Și va fi foarte interesant dacă spunem că Bucureștiul dă tendința în țară. Vine. Da, dacă Bucureștiul dă tendința în țară, atunci vom vedea care va fi tendința în țară. Către o tehnocrație, către cineva care e mai centrist și mai specializat în ceva, Ovidiu. Sau către populism. Te-aș contrazice, Ovidiu. Știi de ce? Pentru că la primărie, de obicei, votezi eu mai mult decât partidul. Ai nevoie de aparatul de partid. Alegerile bucureștene sunt foarte politizate. Sunt cele mai politizate. Tocmai de asta zic, dar în afara Bucureștiului, oamenii aleg oameni, nu neapărat partidul. De asta câștigă și independenți. De asta își permit să meargă de la un partid la altul, pentru că nu contează atât de mult partidul, contează foarte mult omul. Schimb, la București. De-aia Bucureștiul dă tonul în țară, pentru că sunt alegeri foarte politizate. Atât. Adică și va conta foarte mult. Și va conta foarte mult care va fi cel de-al treilea candidat. Să spunem, avem Nicu Șordan, Popescu Piedone, sigur. Și va conta foarte mult al treilea sigur, candidat. Sigur, că dacă intră Gabriela Firea, lucrurile se complică foarte tare. Dacă vine doamna Firea... Se ușurează lucrurile pentru Nicu Șordan. Îi fac cadou un mandat de primar pentru următorii 4 ani. Da, plus că acum am mai discutat și în emisiunea de la prânz și la Talk News am mai discutat seara, joia. PNL va fi destul de greu, de exemplu, dacă va fi doamna Firea și a fost scenariul ăsta și înțeleg că asta au și discutat după ce au văzut primele sondaje și așa, să-ți convinge electoratul să voteze pe Gabriela Firea, după ce PNL a câștigat cu Nicu Șordan, susținându-l pe Nicu Șordan mandatul trecut, tocmai pe o campanie împotriva Gabrielei Firea. Adică va fi și invers să-l convingi pe... Păi au sondajele și sondajele le-au arătat că electoratul liberal din București și nu o va vota. Și invers, să convingi electoratul PSD să votezi... Trebuie să ținem cont și cum sunt bazinele electorale, ca să folosesc termenele pe care le-au folosit și ei. PSD are un bazin electoral, are cel mai puternic bazin electoral. Votul politic se duce undeva poate în 36-37% la o prezență redusă. Nicu Șordan este foarte aproape, adică e cu 3 în față, cu Forța Dreptei și cu cine mai strânge spate. PNL nu face nici măcar 20%. Păi dacă electoratul liberal migrează, că unde o să migreze? Migrează către Nicu Șordan. Asta atunci procentele alea contează enorm. Păi da, nu se va duce la PSD. Da. Nu se va duce chiar la dacă PNL-ul în București nu e atât de bine reprezentat. Păi, dar electoratul lor în ecuația asta contează foarte mult. Nu este Gabriela Firea, dacă plecasem pe exemplul ăsta. Da, majoritatea vor merge către Nicu Șordan și atunci, îi faci cadou lui Nicu Șordan un mandat de 4 ani, tocmai pentru că n-ai fost în stare să găsești un contracandidat care să-l bată. Dar varianta pe care o spunea Sebi ora trecută, să arunce în bătălia asta un candidat pion, așa, nu știu... Un iepure. Exact, un cârstoiu, să spunem. Așa. Un medic, așa, nu știe multă lume și, de fapt, jocurile să fie făcute pentru piedone, de exemplu, de exemplu. Numai puțin, Larisa, imediat te rog să răspunzi. Eu am o singură idee și, pe urmă, nu mai spun nimic apropo de tema asta, seara asta. O de să îi rog pe colegii de la promo să facă următorul promo. Larisa, când povestește cum funcționează coaliția asta și Ovidiu, care murea de râs aici lângă mine și eu aveam așa... Deci ăsta e promo campania asta. Așa va fi toată coaliția asta și toată campania așa va arăta.
Corici, o poveste cum se acolo și rulga care râde de ei. Nu râdeați de mine, râdeați de coaliție. Nu, de coaliție, deci, dar sigur nu e de râs. Toată campania. Da. Nu e de râs. Din păcate nu e de râs. Absolut. A, nu e de râs, da. Deși am râs, nu e de râs. Din păcate nu, da, din păcate nu e de râs, pentru că ne afectează pe noi toți, tot ceea ce decid și ce fac și fiecare. Deci asta cu piedone, cum o vezi? Apropo de ce spunea Sevi, parcă așa ceva era. Da, un candidat, cum îi zice, fals. Dacă pui un candidat pe bune, ai același rezultat. Ori Nicușor, ori piedone ajung... Bun, și atunci te gândești de cine ar fi mai avantajată coaliția, dacă ar ieși Nicușor sau piedone. Adică... Ar fi avantajată să nu candideze Gabriela Firea, să nu se enerveze. Să candideze independent. Să nu candideze și chiar și independent. Pentru că numai ca să le strice jocurile. Da, o candidatură independentă a Gabrielei Firea le va da toate calculele. Nu doar asta, ar însemna finalul carierei politice a Gabrielei Firea și cred că dânsa este foarte conștientă de asta și cred că ar fi singurul motiv pentru care nu s-ar băga într-o astfel de cursă electorală. Nu are șansă să câștige primăria capitalei și nici nu va mai avea un partid din partea căruia să candideze undeva oriunde. Și atunci cariera politică a Gabrielei Firea se va încheia odată cu această candidatură independentă. Dacă vrea să o facă în acest fel, să iasă de pe scena politică în acest fel, în regulă, dacă își dorește o carieră politică și eu înțeleg că își dorește în continuare o carieră politică, nu va candida independent. O candidatură independentă a Gabrielei Firea ar fi o mare greșeală. Din punctul meu de vedere, pentru omul politic Gabriela Firea. Logica lui Sebastian era că PSD, PNL vor merge cu un candidat mai nou name, mai low profile, așa, scuze pentru limbaj, și de fapt adevăratul candidat va fi piedone, că pentru că dacă pui un nou name, piedone ar capitaliza, să zicem, voturile pe care dar nu știu dacă teoretic aduci, la dar nu știu dacă nu știu dacă vor gândi câștig așa. 100% lui piedone. Nu știm, da. Pentru, adică mergi la risc, poate să fie piedone sau poate să fie Nicușor Dan. Există un model, modelul Sorin Oprescu la prima candidată. Păi da, asta era exemplu dat de Sebastian. Da, subiectul ăsta plecase, că au mai fost situații în trecut în care dar atunci nu avea un primar în funcție care pleca cu prima șansă. Da, care pleca cu prima șansă, cum pleacă Nicușor Dan. Deci cumva datele partidei nu mai sunt aceleași. Deci bătălia politică, până la urmă, rămâne să-l învingă pe Nicușor Dan. Am impresia, și mai e un aspect pe care ar trebui să-l luăm în considerare, faptul că atunci cu Sorin Oprescu a fost mai mult timp de campanie și de pregătire și de a-i crește notorietatea unui candidat. Acum nu mai ai timp. Suntem în 13-14 martie, pe 9 iunie mergem la vot, efectiv. Cum arată treaba asta pentru cele mai mari partide din țară, două dintre cele mai mari partide din țară, într-o coaliție, fie ea firească, nefirească, asta e altă discuție, care nu și-au anunțat candidatul, nici de o parte, nici de alta, sau candidatul sau strategia. Asta discutam și acum la România Politică, că nu e doar la PSD. Mi se pare important faptul că e un candidat aici, dar să ne amintim că în urmă cu 4 ani PNL a schimbat vreo 4 candidați la primărie. Nu, în urmă cu 8 ani, îmi cer scuze. PNL a schimbat vreo 4-5 candidați la primăria capitalei. Era Predoiu, ba era Orban, nu mai știu cine. Avea o grămadă de variante și tot Marian nominalizau Munteanu. Și cine? Marian Munteanu. Marian Munteanu a fost, nu știu, vreo săptămână, două candidat. Nu e o chestie care să afecteze neapărat, dar nu am primit încă nicio explicație din partea PSD de ce nu este Firea. Adică dacă mi se pare că lipsește ceva în acest puzzle, este de ce nu a venit, de ce n-a reușit nimeni din PSD să ne spună de ce nu e Gabriela Firea candidatul. Pentru că era din cadrul coaliției, era poate singurul... Nu poate să-i dea, asta vorbeam ora trecută cu Sebi și cu Costi, poate nu vor să-i dea o mare putere, pentru că foarte mulți din scaunul de primar... Noi știm de ce, dar să ne explice ei. Nu, dar foarte mulți din scaunul de primar s-au dus mai... Băsescu s-a dus la prezidențial, alții s-au dus premier după scaunul de primar. Dar să vină un lider PSD, chiar Marcel Ciolacu, da? Așa care să-mi spună. Nu am vrut-o pe Gabriela Firea pentru că... Larisa, să rememorăm. Marcel Ciolacu a făcut o declarație când erau în discuții coaliția legată, dacă bine mi-aduc aminte, de faptul că a spus, domnule, stai să vedem. Noi acum discutăm cu PNL un candidat corect, comun, au amânat foarte mult subiectul. Și, exact, dar eu îmi amintesc în urmă cu 2 ani... E o explicație pentru că deci nu-i Firea. În urmă cu 2 ani, același Marcel Ciolacu, pe scena de la TSD,
care vorbea liber și o vedea pe Gabriela Firea în primul rând, care l-aplauda și spunea: Gabi, ești candidatul ideal pentru Primăria Generală a Capitalei. Tu vei fi candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei. Adică, vezi, la politică se pricepe, la bursă nu, domnul Ciolacu. A zis nu, foarte încă bine. O dovadă, nu? Da, aici a zis bine. La bursă nu, zic, nu se pricepe, dar, nu, dar vorbește. Da. Aici se pricepe. Deci, asta zic. Și n-am primit o, cum să zic, un motiv da, real și, sau plauzibil. Și plauzibil, de crezut. Da. Da, de crezut, așa, în care să vină să spună. Că ei au amânat, că au zis, nu, stai așa, că facem. Ei au încercat, că de asta au încercat să pună un candidat comun PNL-PSD, ca să nu vină PSD-ul să zică că o avem pe Firea. Dar din toate sondajele lor a ieșit că Gabriela Firea totuși era cel mai bine cotat candidat și cu în alianță. Uh-huh. Cu toate astea n-au fost bune. Astea facem alte sondaje, 3 zile iarăși dau telefoane, se află, se așa, și luni venim din nou cu altă tură de candidat. Și iar vedem... stăm și așteptăm da. La acum televizor. Hai să vă numim și din punctul de vedere al cetățeanului din București, sau el ce înțelege acum nimic. Văzând da, lucrurile astea. Turmentat, eu pentru cine votez. E de râs, dar nu prea e de râs. Nu adică... Adică, da. Domnule, căutăm candidat în stare să-l bată pe Nicu Șordan. Și stăm de 3 luni de zile și nu-l găsim. Da, e o improvizație totală. Adică, domnule, sunt cele mai mari forțe politice din România și s-au apucat să improvizeze. Dau pe telefoane, dau pe... Mie mi se pare că un mare, 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 foarte mare eșec ar fi dacă ar candidatul PSD-PNL nu va câștiga Primăria Generală a Capitalei. Păi da. Păi, sau deci dacă nu vor obține un deci scor foarte nu... mare, bă, știi că nici n-au vrut să-și asume un scor. Bine, era pe europarlamentare. Păi da, dar sunt împreună. Dacă nu câștigi Primăria Generală a Capitalei, două și cele mai mari partide, și nu faci la europarlamentare cu 4 în față, începe circ. Este un eșec. E un foarte mare eșec. Deci nu știu cum vor reuși să meargă mai departe împreună. Sau dacă vor reuși să... Sau dacă vor mai merge. Da. Bun, da, foarte scurt pe final, mai avem un minut, poate două, un minut maxim, îmi zic colegii. Au zis atât de tare cât te-am auzit și eu. A zis atât de tare, de l-am auzit, l-a auzit toată lumea, cred că și cei de acasă l-au auzit pe colegul nostru. Ovidiu, mâine începe un simulacru de alegeri în Rusia, Putin a fluturat iar săptămâna asta nucleară. Păi, la cât de mare e Rusia, ce se spune într-un minut, decât pe o farsă. E o farsă. E o farsă. Întrebarea e ce se va întâmpla după. Probabil, și am mai spus-o, va face trecerea de la dictatură la totalitarism. Uh-huh. Care e diferența între dictatură și totalitarism? Poate discutăm odată. Poate discutăm data viitoare sau de ce nu? Poate discuți duminică, nu? O să discutăm zona liberă duminică de la ora 16, să-l urmăriți pe colegul Ovidiu Nahoi. Larisa, îți mulțumesc. Ovidiu, de asemenea. Rudi, ne revedem cu tine în fiecare zi pe Profit News TV. Noi ne revedem mâine la coordonatele obișnuite, ora 12:15 aici la Prima News. Rămâneți cu bine, vine Radu Banciu cu Worldwide Banciu. Program disponibil pe primaplay.ro.